Primarul Severinului Constantin Gherghe a împlinit 50 de ani. Pe parcursul întregii zile a fost felicitat, a primit 10 de cadouri și vizite, care mai de care mai surprinzătoare. Andrei, servus, mersi frumos. Uite cu felicitările, te rog frumos să iei loc. Bă, mi-a făcut o surpriză extraordinară. La împlinirea celor 50 de ani, membrii familiei au fost primii care l-au felicitat. I-am luat un parfum pe care eu știu că el și-l dorea și sper să-i și placă. Îi doresc să fie sănătos. Un buchet de flori și o felicitare personalizată au ajuns pe adresa primăriei din partea Radio Televiziunii Severin, a cotidianului Informația de Severin și Radio Severin. La mulți ani, cu prețuire pentru munca depusă, cu încredere într-o dezvoltare personală și profesională continuă, cu urări de sănătate, împliniri și bucurii în viață. Îmi doresc două lucruri, dacă ar fi să mă întrebați ce îmi doresc. Să fiu sănătos și să putem munci împreună. Lucru pe care îl doresc și dumneavoastră și la severineni. Mesajul preasfințitului părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, a fost adus de un grup de preoți care au ținut să îl felicite pe primar în stil propriu. Vă fie viața numai lumină, ca în lumină să dăinuiți pentru credință și mântuire.